Este un stimul verbal, stimul tactil și eventual, în cazul persoanelor care nu face miros alcool, dar e bine să face și stimulul dureros. Ciupim un pic, pentru că sunt persoane care dorm foarte adânc, mai ales cei care au consumat alcool, și s-ar putea să nu răspundă, dar nu înseamnă neapărat că are o problemă. Da? Și facem și stimul, că ei reacționează la un stimul dureros și persoanele... Curs de prim ajutor oferit... O persoană inconștientă nu va reacționa sub nicio formă. De către Consiliul Național al Dizabilității din România, persoanelor cu dizabilități. Verificăm nivelul de conștiință. Scuturăm cu persoana, apoi dacă nu ne răspunde nici așa, ciubim un pic, da? Și persoana se zice că nu ne răspunde. Atunci, vorbind, avem de-a face cu o persoană inconștientă. Dacă este o persoană inconștientă, e clar, o să avem nevoie de ajutor. Și strigăm pe cineva, uităm în jurul nostru, e cineva să ne ajute, sta să sună, să sune la 112, că abia atunci sunăm, dacă este inconștient. Dacă e conștient, vedem, da, vorbim, vă ajut, vă ajut, se schimbă situația. E în absurd dacă persoana este recalcitrantă. Recalcitrantă, nu conștientă. Este clar că este conștientă, dacă este recalcitrantă, reacționează, nu? Da. Nu ne apropiem. Păi vreți să deveniți noi...